Dragii mei și dragile mele, vă salut cu drag! Când preparam măsculițele din căpșună și cu brânză de vaci, am separat o porție pentru masca supluioape, pentru mască anti-ciarcăne, pentru anti-rid în jurul ochilor. Brânza aceasta este foarte, foarte grasă, vedeți chiar și bucățele de grăsime. Dar totuși, fiindcă am scos-o din frigider, este densă și voi adăuga smântână, la fel de grasă, de casă, pentru a primi o masă omogenă. Și, în general, brânza de vaci este un remediu foarte bun pentru îngrijirea pielei în jurul ochilor. Antirid, anticiarcăne, antipungi. Dar dacă brânza la voi este uscată, cumpărată din market, adăugați uleiul vostru preferat vegetal, ulei de susan, ulei de măsline. E de dorit să aplicați timp de 10-20 de minute, să stați relaxate. O mască ușor de preparat, o mască eficace, bine, bine, vom tapota. Vom tăpota bine, bine, bine în jurul ochilor. Timp de 10-15 minute, apoi înlăturați masca cu un prosop muiat bine în infuzie de mușețel sau infuzie de ceai. Apoi aplicați o cremă din rutina voastră de îngrijire. Eu vă iubesc și vă îmbrățișez! Vă aștept și la alte măsculițe și la alte filmulețe!